Bună ziua, dragii mei! Sunt Nicoleta Olaru și astăzi vom analiza împreună fracții algebrice și, în mod deosebit, amplificarea și simplificarea fracțiilor algebrice. Pentru a înțelege foarte bine amplificarea și simplificarea fracțiilor algebrice, aș vrea să vă aduc mai întâi aminte amplificarea și simplificarea fracțiilor ordinare, așa cum am analizat-o noi la clasa a 5-a. Vă aduc aminte că a amplifica o fracție cu număr natural nenul înseamnă a mulți atât numărătorul cât și numitorul fracției cu acel număr. Adică, o fracție de formă a supra b în cazul în care b este diferit de 0 se amplifică cu m, de asemenea, m un număr diferit de 0, se obține o fracție de formă a ori m supra b ori m. Dacă ar fi să exemplificăm, iată, o fracție 12 supra 23 amplificat cu 2 este egal cu 2 ori 12 supra 2 ori 23, adică 24 supra 46. Regula învățată de noi la clasele a 5-a se respectă și în cazul clasei a 8-a, adică în condițiile în care avem de amplificat mai întâi o fracție algebrică de forma e de x supra f de x, să o amplificăm cu un număr natural nenul amic. Asta înseamnă că raportul e de x supra f de x amplificat cu a este egal cu a ori e de x supra a ori f de x, evident în condițiile în care atât a cât și expresia de alunitor f de x este diferită de 0. Să exemplificăm. Iată, un raport de formă x plus 2 supra x minus 1 amplificat cu 7 este egal cu 7 pe lângă x plus 2 supra 7 pe lângă x minus 1, adică 7x plus 14 supra 7x minus 7. Evident, se poate întâmpla ca o fracție algebrică să trebuiască să fie amplificată cu o expresie algebrică, adică fracția de formă e de x supra f de x, să o amplificăm cu expresie g de x. Asta înseamnă că ea este egală cu e de x ori g de x supra f de x ori g de x. Evident, nu uităm de condițiile de existență, adică f de x și g de x trebuie să fie expresii diferite de 0. Să exemplificăm. Să amplificăm fracția x plus 1 supra x minus 5 cu x plus 5. Asta este egal cu x plus 5 pe lângă x plus 1 supra x plus 5 pe lângă x minus 5. După efectuarea calculului algebric, vom obține că fracția inițială este egală cu x la a doua plus 6x plus 5 supra x la a doua minus 25. Evident că și în cazul simplificării fracțiilor, regulile pe care noi le-am studiat la clasa a 5-a rămân valabile. Așadar, vă readuc aminte că a simplifica o fracție cu un număr natural nenul înseamnă a împărți atât numărătorul cât și numitorul fracției date cu acel număr. Așadar, o fracție de forma a supra b simplificată printr-un număr natural m este egală cu fracția a împărți la m supra b împărți la m. Nu uităm că și b trebuie să fie de asemenea diferit de 0. Să exemplificăm. Iată fracția 12 supra 28. Vrem să o simplificăm cu 4. Este egală cu 12 împărțit la 4 supra 28 împărțit la 4, adică obținem fracția 3 supra 7. Făcând partea de regulă în oglindă, vom observa că și în cazul fracțiilor algebrice, regulile rămân aceleași. Adică, în cazul unui raport e de x supra f de x, pe care intenționăm să-l simplificăm printr-un număr natural nenul a, este egală cu fracția e de x împărțit la a supra f de x împărțit la a, evident cu f de x și a diferite de 0. De exemplu, fracția de forma 2x minus 4 supra 6x plus 8 este egală cu, vom da în factor comun atât la numărător cât și la numitor 2 și vom obține 2 pe lângă x minus 2 supra 2 pe lângă 3x plus 4. Astfel observăm că fracția algebrică poate fi simplificată prin numărul natural 2 și obținem astfel x minus 2 supra 3x plus 4. Evident că o fracție algebrică de forma e de x supra f de x este posibil să fie simplificată printr-o expresie algebrică g de x și vom obține astfel o fracție de forma
e de x împărțit la g de x supra f de x împărțit la g de x. Evident, fără să uităm de condițiile de existență, și anume faptul că f de x și f și g de x sunt diferite de 0. Vă propun să analizăm împreună în detaliu simplificarea fracției algebrice x la a doua minus 6x plus 9 supra x la a doua minus 9. Mai întâi vom descompune atât numărătorul cât și numitorul fracției. Astfel, x la a doua minus 6x plus 9 îl restrângem sub forma x minus 3 totul la a doua, iar x la a doua minus 9 este egal cu x plus 3 pe lângă x minus 3. După descompunere, revenim la raport, înlocuim atât numărătorul cât și numitorul cu descompunerea făcută și vom simplifica fracția prin x minus 3. Adică vom obține că x la a doua minus 6x plus 9 supra x la a doua minus 9 este egal cu x minus 3 totul la a doua supra x plus 3 pe lângă x minus 3. Adică fracția poate fi simplificată prin x minus 3 și obținem x minus 3 supra x plus 3. Pentru a vă convinge că nimic din ceea ce am învățat la clasa a 5-a în acest moment nu modificăm în cazul fracțiilor algebrice, vă propun mai întâi următoarele două fracții. Fracția f de x egală cu x minus 5 supra x plus 3, respectiv g de x egală cu x la a doua minus 25 supra x pătrat plus 8x plus 15. Mai întâi am să vă rog să simplificați f de x cu x plus 5. Pentru aceasta o să obținem că x minus 5 supra x plus 3 amplificat cu x plus 5 este egal cu x plus 5 pe lângă x minus 3 supra x plus 5 pe lângă x plus 3. După efectuarea calculului algebric, obținem că fracția f de x amplificată cu x plus 5 este egală cu x la a doua minus 25 supra x la a doua plus 8x plus 15. Adică, dacă ne uităm cu atenție, exact fracția g de x. Mai departe, am să vă rog să simplificați fracția g de x. Pentru aceasta vom descompune atât numărătorul cât și numitorul fracției. Astfel, x la a doua minus 25 supra x pătrat plus 8x plus 15, după descompunere, este egal cu x plus 5 pe lângă x minus 5 supra x plus 3 pe lângă x plus 5. În acest moment, observăm că fracția poate fi simplificată prin x plus 5. După simplificare, obținem că g de x este egală cu x minus 5 pe lângă x plus 3, adică exact f de x. Așadar, atât prin amplificare cât și simplificare, reținem că se obțin fracții echivalente. Cu speranța că ați înțeles amplificarea, respectiv simplificarea fracțiilor algebrice, aveți în continuare propuse de mine două exerciții, atât pentru amplificare, cât și pentru simplificare. Vă doresc mult succes!